Ei, ceva ce sunt Marilu și tocmai am început un daily vlog pe mai multe zile. Hei, ești în daily vlog. Hei. Ce faci? Citesc. Mă gândeam să mă întind cu vlogul acesta pe următoarele 3 zile. O să fac diverse chestiuțe drăguțe. Încep să fac tot felul de daily vloguri, nu știu, când mai am zile cu evenimente și cu drumuri în fel de fel de locuri și cu întâmplări. Adică să apară și zile când pur și simplu, nu știu, am examen, filmez, primesc fel de fel de produse. În fine, o să vedeți voi pe parcurs la ce mă refer. Dar, ca să spun așa, vă arăt o parte din viața mea și sper să vă placă și să vă bucure acest daily vlog. În prima fază mă gândeam că, vai, că vreau să fac doar vlog de călătorie, daily vlog de călătorie sau oricum când ne plimbăm, dar, hei, până la urmă, viața reală nu e doar făcută din călătorii, nu? Deci, here we go! Acum ne pregătim, adică mă pregătesc și voi împreună cu mine, să vedeți. Mă pregătesc să merg la un examen, la facultate, pentru că, hei, aproape că a început sesiunea, sau de fapt a început sesiunea. Acesta este al doilea examen pe care l-am. După facultate voi veni acasă, o să primesc niște colete astăzi pe care le voi deschide cu voi pe cameră. Apoi seara pe la 8:30 mergem la evenimentul Viva. O revistă pe care o citesc de foarte mult timp, cred că de când era mică. Nu știu exact cât voi sta, din păcate Robert nu o să vină cu mine. Robert are de scris pentru disertație. Ce mănâncă aici, iubitule? Ia, arată-ne. Ce mănâncă, iubitul? Hai! Acum. Sunt ciuperci cu ceapă, morcov și usturoi făcut în tigaia inițial, peste care am pus tigaia fără ulei, doar așa tigaia încinsă, peste care am pus tofu organic și black beans, fasolea. Ce bun! Și eu aș fi vrut să mănânc. Numai că cred că o să o fac când o să vin. Bun! Așadar, nu vă arăt totuși cu ce mă îmbrac pentru examen, adică o să fie ceva foarte, foarte basic și foarte boring, pentru că, hei, merg la facultate și dau un examen, nu trebuie să fiu așa un fashion icon. Și cam așa arată outfit-ul meu pentru examen, nimic interesant, bluza asta e din Zara, e prima oară când o port, e o bluză cam de ocazie, dar... Robert! Nu avem altă bluză acum spălată cu mânești lungi și neagră, pantalonii sunt din Zara, tot din Zara, da, și... sunt gata de plecare. Mergi la job? Nu, la facultate. Mai nasul. Si, la relații publice. Că sunt la PR. Am început deja cu examenele, cu asta. Da, păi a început sesiunea. Să copiezi? Nu, niciodată n-am copiat. N-ai nicio din asta prin urechi, prin ana? Nu, Doamne! În niciun caz. Am presimțire așa că minți. Era condus 450 de kilometri. Mama! 250 în București, 200 afară. Ah, hei, tu! Asta pentru mine. Ok, mersi, pa! Fără paritoză! Andreea, să știi că azi e zi de vlog. Aoleu, oh my god, trebuie să mă pregătesc. Îmi pare rău. Așadar. Andreea, care este prietena și colega mea, care, uite așa, drăguță, mi-a cafea. Hashtag asistentul personal. Și nu mai trebuie să dau banii, Doamne, ce drăguț din partea. Să mai stăm puțin de vorbă, după ne vom duce la examen și... La care nu știm absolut nimic, da. Dai un exemplu așa prost, nici nu vreau să spun că nu știu nimic. Ideea e că e o materie la care... Nu, e opțională și nu prea ai ce să știi. La școală. Doamne, mă simt ca în liceu când mă sunam cu telefonul. Nu așa? Data de examen. De ce dracu mă uit așa? Cum e să fie 12 și 19 și tu să întâlnești? Amuzează viața mea, Marilu, ok? Hei! Hey. Ce faci?
Doamne, Marilu, ce faci? Nu vine să cred că ce te văd. Ce faci, băiatule? Doamne, ce e asta? Mua. Și pe tine, Andreea. Mua. Mua. Ești ciudat. Cum a fost la examen, prietenilor? Foarte. Nu? A, serios, nici te-am întrebat. A fost ok. Nu știu, mi s-a vrut, ok, am scris două pagini, de fapt o pagină jumate, că o pagină era, jumate pagină era cu cerințe. Hei, prieteni! Hei! Scenariu, baia, Răzvan, asta am. Și-am ajuns acasă. Avem de făcut treabă. Da, ups, sorry, treceam. Robert în același stadiu în care l-am lăsat. Hai să spun ce am făcut la examen. No? Bine, Robert a ieșit citind 2000 de cărți. Da. Deci a trebuit să scriem la primul subiect despre Crowded Foundation și despre ce, pentru ce am strânge noi bani, pentru ce cauză nobilă și care ar fi strategia. Crowdfunding. Doamne, fuck. Crowdfunding. Doamne, nu pot să cred că am încurcat. Crowd? Da, crowd. Înseamnă, deci este un termen care este folosit atunci când strângi, în general online, o sumă de bani pentru o anumită cauză. Da, e și... cheta. Da, exact, mai pe românești cheta. Și am scris despre animale. Chetamină. Și am scris despre animale, am scris despre cum... care ar fi toată strategia mea ca să strângem bani pentru a salva animalele și nu numai animalele de companie. Angajăm stripărițe și le pun poze goale cu ele și bărbații dau bani pentru animale. Și dacă vrei să vezi mai mult, dai mai mulți bani și salvezi animăluțe. Bună asta. Stripărițe salvând animăluțe. Al doilea subiect a fost despre comunități discursive online și la ce am aderat noi. La ce comunitate am aderat noi. Neonazism. Am scris despre comunitatea bicicliștilor. Șoptea din cască. Da, deci prietenul nostru Adi e cu bicicletele. Și da, exact la el. Deci frate, când m-am gândit la comunitate, mi-am amintesc că el mereu ne spunea nouă de chestia aia cu bicicliștii de pe Facebook. Și de-aia am scris asta, pentru că mi-am amintit ce a zis Adi. Da, cam asta a fost examenul. Acum hai să deschidem coletele, pentru că stați să vă și arăt. Ia, du-și vreau. Iubitule, filmez, doamne, cum se arunc, mă rog. Am... Ia uitați ce am aici, două colete, să vedem ce avem aici. Hashtag blogger life, pe ziua de astăzi mi-au venit două colete și o să le desfac acum în fața voastră. Zilele acestea chiar trebuie să-mi vină mai multe colete, nu știu totuși dacă o să le primesc în timp util când filmez și acest vlog pe 3 sau 4 zile. Oricum, vedeți totul pe Instagram, știți foarte bine. Începem cu primul, care este de la The Makeup Shop și hai să vedem ce se... ascunde aici. O să mă pun mai așa ca să vedeți mai bine. Ok. Wow. Bun. Ambalajul nu mă dezamăgește. Zic să-l scot cu totul. Să vedem. Boys and Berries Makeup Crush. Aici este un tricou. Să vedem ce tricou este. Așa, oh, doamne, câte rujuri. Doamne, maica domnului, cred că nu mai am nevoie de rujuri nude un an de acum încolo. Hashtag New Delicious Babe. Nu, deci trebuie să vedeți mai aproape. Doamne, ce mă bucură când primesc rujuri. Rujurile pe care mi le-au dat sunt de la Boys and Berries, colecția New Delicious. Să-mi spuneți dacă v-ar interesa totuși să încerc aceste nuanțe într-un video eventual, cine știe, poate o să fac asta în colecția mea de make-up, oricum. Vedem! Și acum, acest pachet mai mare este de la pulsstudio.ro. Ca să vă spun ceva foarte drăguț despre această firmă. O au două fete foarte dragi mie și atunci când mi-am început blogul, înainte să îl inaugurez, de fapt, țin minte că am fost la atelierul lor și le-am rugat să-mi împrumute câteva ținute și yep, acum colaborăm. Și Dusty aici prin spate. Hei, Dusty! Ia, joacă-te cu un ruj. Fiji tu, New Delicious. Bun, să vedem ce rochiță am. Vai, ia uitați! Vai, ce rochiță drăguță!
Am ales-o pe aceasta, mi-au dat înainte să meleg ce anume vreau. Vai, este superbă! O să îmbrac puțin să o vedeți pe aici undeva. Și next avem o bluziță. Vai, ia uitați ce frumoșică este. Vai, ce mișto. Și o fustă. O fustă foarte drăguțe. Vai, acestea două merg clar combinate și știu exact cu ce să le asortez pentru, pentru blog. Vreau să-mi iau de la Zara o pereche foarte drăguță de sandale cu botul în V și cu niște buline care o să meargă demențial cu aceste două piese împreună. Și pentru această roche o să mă gândesc la pantofiuri, cum cred că o să fie probabil albi cu toc. Ce faci acolo? Fac poze de detalii. Da? Pentru că... ia, improvizăm. Cam așa fac eu pozele de detalii. Mă duc aici la geam, găsesc un aranjament și poză. Acum mâncăm New Delicious. Cam asta e tema. Nu m-am gândit bine? Ba da. Ba da. Foarte drăguț. Mai ales drăguții cum abuzez pe mine să-ți fac asta. Dacă mă aude cineva, vă rog, salvați-mă. Vă rog. Am făcut poze de detalii, am făcut Insta story-uri și aici este o varză. Nici nu vreau să vă arăt, am mai strâns puțin, o, Doamne, da, am multe de făcut. Am uitat să vă mai arăt ceva ce am primit ieri. Am zis să vă arăt acum, ia uitați ce pălărie drăguță cu Do Not Disturb de la Marabu Boutique. Yay! Abia aștept să ies la poze sâmbătă. Să vedem ce outfit o să fac. Trebuie să mă gândesc foarte bine. Am mai stat pe aici și am mâncat. Am uitat să vă arăt ce mănânc. Oricum o să mănânc același lucru și mâine, așa că o să vă arăt mâine ce este. Cert e că acum trebuie să mă pregătesc pentru evenimentul Viva, care este astăzi seara de la ora 7:30, dar voi ajunge la 8, pentru că sunt întârziată. Cățel avem. Cumpărați cățel, cățel avem. Și între timp aici acasă, Robert vinde cățelul și a venit Adi, pe care l-ați mai văzut într-un vlog. Păi, Adi, nu mai îl trânti așa. Ce face Adi? Acum avem cățel și acum mai avem cățel. Ce mai face Adi? Foarte bine. Lumea ți-a simțit lipsa. Da, știu. Mai? Cred că pe bună de... lumea chiar știe cine sunt, adică se uită. Bă, da, chiar mă întrebam cum mai apare tipul ăsta. Vreau să-mi refac machiajul, pentru că acesta nu știu de ce nu mai îmi place. Termină, băi, nu mai fi așa rău. Bine. Vreau să-mi refac machiajul și o să folosesc paleta Anastasia Beverly Hills ca să-mi fac niște culori drăguțe. Robert, termină! Vrei să fac o culoare drăguță mov, că nu mai sunt eu. Și sper să o termin cât mai rapid. Și ca outfit îl voi purta pe cel de la Puls pe care l-am primit astăzi, al doilea, acela din două piese pe care le-ați văzut înainte. Deci, I think we're ready to start. Uneori așa, înainte de evenimente, am așa puțin o stare de anxietate. Mă gândesc că o să fie plin de lume, o să trebuiască să mă salut cu 1000 de persoane și da. Yup. Și ăsta este outfitul pentru astăzi seara, pentru petrecerea Viva. Am abordat așa un look mai dramatic. M-am simțit nevoia de asta. Ok, și în picioare îi am... pe aceștia sunt de la Zara și sunt niște papuci foarte mișto. Chiar sunt papuci, adică ăștia sunt papuci. Nu zic doar așa că sunt niște pantofi. Cam așa arată machiajul. Acceptabil. Și acum o să pornesc, o să chem un Uber, o să mă văd acolo, o să mă întâlnesc cu Ana, o tipă foarte mișto, are un blog și am zis să merg așa cu ea, că Robert nu vine cu mine. Are alte chestii de făcut și am zis și eu să nu mai stresez totuși cu încă un eveniment, pentru că deja se adună foarte mult de săptămânal. And we're ready to go! Wow, vai cât îmi place, Doamne! Cât îmi place acest look, să nu scap camera pe geam. Asta ar fi culme. Evenimentul se va desfășura într-o grădină, din câte am auzit, la Clubul Diplomaților în București. Și cred că o să fie bine. Sper să nu fie foarte cald sau foarte frig, nu o să mă acum o să fie mai târziu. Cert e că mă simt super bine îmbrăcat așa. Îmi place că acest material este bumbac.
stofă, este fusta and I'm good to go. Și am ajuns la eveniment la Viva. Aici sunt cu Ana. Bună! Aici să știi că Nerit o să pun Instagram-ul tău. Style and Grace. Asta o Ana, că deja o să fie scris, te rog. Și este aglomerație și nu... E atât de multă lume că nu văd pe nimeni cunoscut. Doamne, iartă-mă, da. Am salvat-o, am salvat-o. Și mergem să luăm mâncare și să sper că o să aibă ceva fără carne. Dreapta? Dreapta, ok. Și dacă cineva o să mă judece că fac vlog, să mă judece, vreau. E mâncare, e mâncare, da. Eu filmez. Ce putem să găsim aici? Ce s-a dizat cu carne de pui, mini burgeri, pizza. Care lucru ce vreau, vreau de toate. Da. La Insta Miru. A, nu. Știți că tocmai ați intrat în daily vlog-ul meu care durează 3 zile. Da, n-are nimic. Marilu Dobrescu, eu sunt Alex și Miru. De obicei nu sunt roșu, jur. Jur. E doar beat. E ok. Și am ajuns acasă. Ce somn îmi e. Și am ajuns acasă. Robert m-a așteptat, nu? Am cedit. Și... Da, Robert n-a avut chef să vină cu mine, pentru că oricum vine la toate evenimentele cu mine. De data asta nu am vrut să mă însuțească și acum îmi pare rău pentru că am arătat ce am filmat. Mâncare. Oricum, noi o să ne revedem, eu acum, nu știu, mai stau cu Robert, o să mă spăl și na, seara continuă. Nu vrei să-i dai toate detaliile, dacă te suntem acolo? Și o să revin mâine când vom merge la ora 10 cu Dusty la o clinică foarte nice, Marcovet, care o să se ocupe de coafura lui, de analize și de deparazitare. O să vedeți tot procesul pentru cei care aveți animăluțe. Mă va plăcea cu siguranță. Pentru cei care nu aveți, o să fie foarte mișcat. De exemplu, da. Mâine să duc pe mare lui la acea clinică. Robert. Mai filmat nimic de acasă pentru că am fost o foarte mare întârziere și grabă. Am primit un super colet de la Benefit pe care o să-l deschidem când ajung acasă și acum suntem cu Dusty și Alexandra. Zi bună! Aolea, dacă te auzi de toți câinii. Suntem la Marcovet, aici este și veți vedea ce se întâmplă lui Dusty, nu? Că era rândul lui în vlog, deci astăzi este în prima parte zile ceva despre el. Nici nu am apucat să vă arăt lucrul de azi. Oricum, din nou este ceva destul de confortabil, pentru că, nu? Ce să te duci la veterinar? Hai, Dusty!
poate să facă cineva pe acolo. Săracu. Vrei să-i poți să-i dai pe mama! Mamă! Nu au pătuns și de ce vreau să-și au zis frică, da. Hai, 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 drăguț. Deci, nu e chiar așa rău, măcar la baie. Ce am urât din? Asta-i trebuie să mergem în sânii când găsim pe aici. Arată așa ca un ursuleț. Ce urmă. Așa mai diferit față de Dusty? Pentru că sunt amestecuri între rase, rase. Are luptă de mai. Mai. Pentru că își vedea că îi găsi să-i gândi. Da, bine, nu mai ceva. Băi, e cariera aia acolo mare, mare. Fără probleme de mâncare, să se oprească din mâncat sau ceva, să mănânce mai puțin, adică... Nu, 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 chiar prea mult. Da, e foarte ok. Da, este foarte ok. Gingii arată bine, să știi, nu e chiar atât de hiperemine, că de obicei se inflamează gingii, vezi că e roșie până de dinte. Să nu facă un pat de dinte, pe lângă, pe patru acela se prefază niște bacterii. Păi, dar ce se întâmplă? Și am ajuns acasă, n-am mai putut înregistra pentru că a fost o totală zarvă acolo, a trebuit să îi iau fișa de sănătate a lui Dusty. Săptămâna viitoare are programare pentru detartraj, undeva în marți. M-am simțit foarte bine la Marcovet, este cea mai mare clinică pentru animale din București, este undeva în zona Pipera și chiar vă recomand. Au absolut tot ce vreți. După am mai stat cu Alexandra la o cafea și ajuns acasă, am... Deci nu focalizează, așa, mi-am scris în agenda mea ce videoclipuri plănuiesc pentru săptămânile următoare, avem multe de făcut, voi merge la o clinică în curând, veți vedea despre ce e vorba, o să filmez un episod de beauty de acolo și, și pe lângă asta videoclipuri de hauluri, tot așa daily vloguri, etc, facem multe în perioada asta și sunt foarte happy că totul merge atât de bine, sper să fie așa și în continuare. Cât am fost plecată a venit și curierul care mi-a adus un colet gigantic de la Benefit, sunt foarte happy pentru că am ajuns să colaborez cu ei și vă voi arăta așa să vă faceți o idee cam ce produse sunt, dar va urma în curând un haul de beauty unde vă voi arăta fiecare produs în parte și multe altele pe lângă pe care le-am mai primit și pe care le-am mai și cumpărat și o să vedeți atunci. Trebuie să mai răspund și la niște mail-uri, să ce mai trebuie să fac, că mai erau câteva chestii de făcut, să dau niște comenzi, niște haine, o groază de chestii. Anyway, după, mai pe seară, pe la 8, o să mergem cu mătușii mea și cu unchii meu la un concert și desigur că vă voi lua și acolo, o să fie foarte drăguț, chiar aveam nevoie de puțină relaxare. O, Doamne, să știți că iubesc să fac daily vloguri de genul, chiar o să mai fac pentru că îmi place. Am zile în care fac chestii foarte drăguțe, vedeți și cum se desfășoară chestia asta cu bloggingul, cu proiecte, colaborări și așa mai departe. Chiar o să vă bag din ce în ce mai mult în viața mea. Uitați-vă puțin cât am mai bagajul, mi-au trimis cei de la Benefit. Este adorabil. Ia uitați ce motive drăguțe are pe aici. Și aici are un mesaj, carry on gorgeous, uhu! V-am spus, nu o să vă arăt foarte mult din produse, doar așa să vă faceți o idee, pentru că vine în curând haul-ul cu noi produse de beauty. Ia uitați, creme de toate, să vedem mascara, o chestiuță foarte, foarte drăguță de travel. Hai, focalizează! Da, este o chestiuță care se pune la bagaj. Și multe alte chestii. Le veți vedea pe toate în viitorul haul.
Ok, deci a început o ploaie îngrozitoare și n-o să mai mergem la concert. Pentru că nu avem umbrele de când ne-am mutat aici. Uber-ul e îngrozitor de scump până acolo și ajunge foarte greu. Așa că o să întârziem probabil și o să fie aiurea să venim mai târziu. Deci bănuiesc că o să comandăm ceva de mâncare și o să stăm aici să ne uităm la ceva. Mamacita! Săracul de tine! Bă, prezie! Bănuiesc că asta va fi o seară acasă. Aaa, ce drăguț! Ia uite, hai să ne pupăm. Te iubesc. Am fost lobotomizat. Mă simt așa bine de când m-am apucat de beauty și fashion pe YouTube. E exact ceea ce voiam. Ce părere ai, iubitule? E o chemare pentru tine. Beauty și fashion. Și eu o să-mi deschid un canal de beauty și fashion. Da? Da. Ce să-l arăți cum să se epileze în nas? Ce fac eu și nu fac oamenii? Pot să vă arăt, cred că, cum, nu știu, să te trezești dimineața și să n-ai cearcă. Pune-l pe Dusty la pipi. Pot să vă arăt cum să pun pe Dusty la pipi. Beauty și fashion. Pot să vă arăt cum să răsturnați pe Marlu? Să pară natural, nu? Știi că suntem de fapt mult mai răi când facem chestii, adică... Bine, stai, de la mine. Hello, aceasta este a treia zi de vlog și ultima, pentru că, nu? După aia ne lungim prea mult și nici măcar nu o să mai pot să editez atât. Noi ne-am trezit de ceva timp și n-am făcut nimic foarte interesant. Eu, în schimb, am... Ne-am trezit de ceva timp, Robert ești lângă mine. Astăzi m-am ocupat de ținutele pentru blog, ținutele de săptămâna asta, apropo de chestia asta cu blogul. În general, în weekend îmi programez cu Silviu Pal, care este prietenul și fotograful meu, shooting-urile care urmează să vină și acum am fost până la mall ca să-mi iau niște piese care mai trebuiau ca să completez ținutele. Le vom fotografia, nu știu, undeva miercuri sau marți. Ieri v-am spus că astăzi le vom fotografia, numai că n-am mai putut. Vremea astăzi n-a ținut cu noi, este aproape ploaie afară. Nu o să vă arăt ținutele pentru că, da, o să le vedeți pe blog, dar pot să vă arăt ce mi-am cumpărat. Am găsit într-un second hand rochie foarte, foarte mișto. N-am mai intrat în second hand-uri de nu știu când, dar acum câteva zile când am intrat am găsit o rochie minunată de la ASOS. Vreau să o asortez cu această geantă. Am găsit-o în... unde am găsit-o? În Stradivarius. Într-un băcior. Se deschide cam așa. Merge foarte bine cu rochia. Ia uitați ce frumos este. Am găsit în... tot în Stradivarius. Ce te uitești în mine, iubitule? Țipe aceștia. Ia uitați ce drăguți sunt. Sunt verde smarald. Sunt verde smarald. Îmi plac la nebunie. Hai, te rog, focalizează pe ei. Oh, da. Sunt puțin cam înalți, dar sunt mega comozi. Și următorul produs este această geantă de la Fie. Mi-am dorit foarte mult una, voiam una de la Zara în prima fază, aceasta este din Pull&Bear. La Zara mi-arată că nu mai este pe stoc acum aceea pe care o vreau eu și pe care o are, cred că, toată blogosfera, că am văzut la foarte multe fete. Anyway, pentru că îmi trebuia neapărat o geantă de rafie pentru shooting-urile de săptămâna asta, am ales-o pe aceasta, este din, v-am mai zis, Pull&Bear. A costat undeva la 100 de ron, mi se pare, și miroase așa bine. Gențile de rafie și, de fapt, în principiu, toate produsele de rafie au un miros așa aparte. Și am mai luat ceva, doamne, am uitat să vă arăt. Am mai luat și această bluză, foarte drăguță, pe care chiar cred că o să o port astăzi seara în oraș când ieșim. Ia uitați ce drăguță e, vai ce îmi place, e așa feminină. Nu știu cât puteți vedea din ea. Care acest decolteu în V, care știți foarte bine cât de bine îmi accentuează această parte și Dusty se uită la mine și închide ochii. Boar, că ești pixitat. Știți cât de bine mi accentuează trăsturile feței, așa lăsați-o lui Dusty, că e minunat. Dusty? Dusty? Oh.
Acum cred că ne apropiem de sfârșitul vlogului. Eu voi scrie un articol, articolul pe săptămâna aceasta. Practic atunci când scriu articolele pentru vlog, stau pe canapea, încep să scriu și eventual mănânc ceva între timp și scriu despre ce mă inspiră la momentul acela. Scriu, adică ideile îmi vin obicei spontan atunci când scriu pe blog, fie vorbesc despre ceva ce mi s-a întâmplat, fie vă povestesc, nu știu, despre ținută, depinde, deci mereu variază, fie că, nu știu, poate am un proiect. Mă pun pe scris, vedem ce mai facem pe aici și cred că ne revedem mai pe seara, atunci când o să vină prietenii noștri la noi. Dusty? Ce faci? Ce față are? Deci Robert își face programul pentru luna viitoare de antrenament. Really? Ce faci? Scriu un articol pentru blog. Da? Da. Și tocmai am terminat. Și o să-l postez cam într-o oră, de obicei le pustesc pe la 8 și ceva. De vlog în care Adi este aici și voi face încheierea. Știu că ieri n-a fost o zi chiar atât de interesantă și n-am filmat foarte mult. Asta pentru că, hello, nu știu al câtelea daily vlog al meu este, dar mă voi perfecționa în asta. Bun, aici o să fac încheierea. Ne pregătim să mergem până afară. A venit Adi la noi, aseara am fost în club și a fost super, super nice. N-am apucat să filmez pentru că știți momentele alea cât e atât de mișto încât nu-ți vine să... sau uiți total de cameră și nu-ți vine pur și simplu să o scoți, dar cam așa a fost aseară. Mulțumesc că ați fost alături de mine, să-mi spuneți ce părere aveți și ne vom revedea cu siguranță curând cu un nou daily vlog pe câteva zile, dar până atunci vor urma de sigur... Mi-este că-ți guacamole ăsta. Până atunci, super bibliure, până atunci vor urma de sigur videourile de fashion and beauty și poate și ceva de entertainment, vedem. Bun, gata, fac încheierea. Da. Spuneți pa! Păi, băi! Uitați să verificați scrierea acolo, veți găsi blogul meu de fashion. Dați-mi follow pe Instagram, Marilu Dobrescu, ca să ne vedem fiecare zi și acolo. Păi, băi, dar lasă-l în pace! Mișto să-l chinui pe de-asta. Gata! Mua! Hai, băieți, în parc! Pa, pa, mă, bine!